Se pare că elevii se aflau în pauză când s-a produs cumplitul eveniment. Două fete s-au jucat lângă toaleta din curtea școlii, sărind pe o placă din beton care acopera fosa septică. Moment în care aceasta s-a deplasat, nefiind bine prinsă și a căzut în hasna. Îngrijitorul școlii a sărit în ajutorul lor și a reușit să le salveze. Unii oameni spun că după ce fetițele au fost aduse în clasa al treilea, copil a fugit la toaletă, fără să fie văzut de cineva și a căzut în hasna. Oamenii spun că este posibil să se fi lovit la cap și de ce nu a putut să mai iasă, apa din hasna fiind mică. Din păcate, pentru această fetiță nu s-a mai putut face nimic. Ivada nu ne poate mi-o. Am un copil de milioane, cu minte liniștit, cu minte rău. Copiii salvați nu au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost luați acasă de către părinți. Cea de-a treia fetiță a fost scoasă deodată de către pompieri. Copilul a căzut într-o hazna, într-o groapă cu apă și cu, mă rog, apă din aceasta reziduală, unde a stat peste 20 de minute, neputând să iasă din cauza unei plăci de beton cu care era acoperită această groapă, dar a avut un orificiu prin care a căzut. Nu s-a mai putut face nimic pentru copilul respectiv, s-a declarat deja decesul. A picat placa peste unul din ei, doi au scos băiatul care a fost de servici și de celălalt nu s-a știut. Până a făcut prezența în clasă, după aia au sesizat că lipsește încă un copil. Una aici era plină până aici și alta mai puțin. Și a scăpat bine, zis asta. Dar asta la antă n-a mai fost nimeni, aici că n-a mai fost nimeni. Și după pauză, numără copii în școală. Și a ieșit lisă pe dizastru. Ne supraviezi, normal, că dacă erau supraviezi, nu îi lăsa să se joace pe placa aia care s-a mișcat. Au ieșit și ei la WC-ul, dacă a zis că se duce la WC-ul, în pauză. Să vadă ce e școală, ce, cum e magazia, cum e WC-urile. Fetița moartă nu era cu ele. Deci fetița moartă era în clasă când a apărut copilul ăsta plin de mizerie, de tot așa. Deci îi venea să vomite. A pus mâna la gură și a ieșit din clasă, de miros. Și a ieșit prin față. Ce a căutat și cum a căzut? Numai Dumnezeu știe. Inspectoratul școlar județean Dâmbovița va cerceta toate procedurile interne ale școlii pentru a afla cine se face vinovat de această tragedie. Cu directoarea școlii, reprezentanții ŞJ nu au putut sta de vorbă pentru că i s-a făcut rău. Verificăm acum, am înțeles că era un plan de reabilitare al acestui grup sanitar, un proiect la primărie, dar să verificăm, să vedem dacă așa este. E posibil să se fi și lovit în cădere și pentru că altfel lichidul nu are o înălțime mai mare de 80 de centimetri acolo. Poate s-a lovit la cap? Tot ce se poate. Până nu avem un raport al medicului legist, nu putem să... Poliția a deschis o anchetă în acest caz.